Având în vedere că am făcut un filmuleț despre avantajele sistemului de operare Ubuntu, m-am gândit că ar fi corect să fac un filmuleț despre dezavantajele sale și despre problemele pe care le-am avut în ultimii 2 ani. Din păcate, Ubuntu are bug-uri, adică lucruri mărunte care creează probleme, care nu funcționează cum ar trebui să funcționeze. Știu că nu este corect să spun asta, pentru că toate programele, indiferent dacă sunt libere sau nelibere, comerciale sau nu, web sau pentru telefoane mobile, toate au bug-uri. Unele mai multe, altele mai puține. Bug-urile din Ubuntu sunt triate după importanță. În felul acesta, problemele care afectează un număr mai mare de utilizatori sau cele care creează o breșe de securitate a sistemului sunt rezolvate primele. Nu toate problemele pe care le-am avut au afectat un număr mare de utilizatori. Uneori, anumite probleme legate de interfața grafică ajung să fie rezolvate foarte târziu. În anumite cazuri, rezolvarea unei astfel de probleme vine chiar de la un utilizator obișnuit. Sistemele de operare GNU/Linux au o cotă de piață undeva între 1 și 2% din piața calculatoarelor. Dintre utilizatorii de Wikipedia, doar 6% folosesc un sistem de operare GNU/Linux. Atunci când vor să fie mai mulți utilizatori, vor fi mai mulți curioși care își vor băga nasul în codul sursă și vor rezolva mai multe probleme și vom avea cu toții un sistem mult mai stabil. Până atunci, sunt nevoit să pun și numărul mic de utilizatori pe lista dezavantajelor. O altă problemă destul de neplăcută este faptul că unii producători de componente se încăpățânează să nu furnizeze driveri pentru sistemele GNU/Linux. Driverii sunt niște programe care ajută sistemul de operare să comunice cu anumite componente speciale, cum ar fi plăcile video sau plăcile de rețea. Soluția pe care am găsit-o eu este să îmi cumpăr un laptop cu un sistem de operare GNU/Linux deja instalat. Astfel am garanția că orice sistem de operare GNU/Linux va suporta componentele laptopului meu. În schimb, am avut surprize plăcute cu imprimantele pe care le-am testat. Le-am conectat prin USB și au mers din prima. La fel s-a întâmplat și cu o tabletă grafică Wacom. Suportul pentru tablete grafice este încă tânăr și nu au funcționat toate butoanele tabletei. Când am conectat tableta, am fost nevoit să repornesc sistemul de operare, deși nu am primit niciun mesaj că ar trebui să fac asta. Sper că problemele astea se vor rezolva în cel mai scurt timp. Dacă îți place să joci jocuri pe calculator, Ubuntu nu este tocmai sistemul de operare pentru tine. Deși se fac foarte multe progrese în direcția asta, Ubuntu nu este o platformă pentru jocuri. Deși poți să-ți instalezi un al doilea sistem de operare oricând. Nu toate aplicațiile de Windows vor fi utilizabile și pe GNU/Linux. Aici poți folosi o aplicație numită Wine sau îți poți instala un al doilea sistem de operare special pentru aplicațiile respective. Eu am găsit destul de repede echivalente pentru aplicațiile care nu funcționează pe Ubuntu. Sunt unele persoane care au o părere negativă despre Ubuntu sau despre GNU/Linux. Eu nu sunt una dintre ele. Fă-ți o părere singur sau singură, ascultă-le și punctul lor de vedere.